a sosit momentul să cunoaștem întreaga familie Costea. Așadar, domnul Cornel, mulțumesc că ați fost de acord și ne-ați primit și în casa dumneavoastră să vă cunoaștem frumoasa familie, pe soția dumneavoastră, pe doamna Magda și pe Andrei, pe băiatul pe care l-aveți împreună. Așadar, suntem acasă la domnul Cornel Costea și împreună descoperim povestea, adevărata poveste. Se spune așa că adevărata poveste o cunoști atunci când cunoști familia, când îți cunoști originile și afli de unde vii. De unde veniți voi? De unde vine familia Costea? Din București, România. Din București, România. Da. Acolo sunt originile. Acolo sunt originile, da. Și ați plecat în urmă cu 23 de ani, îmi ziceați? Da, 23 de ani. Eu am început să plec în 1996 să vizitez familia în Statele Unite. Rudele. Rudele. Nici nu mă gândeam că o să rămân aici. Veneam 6 luni, mă întorceam în România, iar veneam 6 luni, mă întorceam în România timp de 5 ani. Și aveați familia deja? Aveam familia deja. Familia. Serios? Familia. Erați căsătorit cu doamna Magda și aveați și copil? Da, suntem căsătoriți de 38 de ani. Mulți înainte să vă dea Dumnezeu. Doamna Magda, cum a fost pentru dumneavoastră ca soțul să fie plecat timp de 5 ani atât de mult? Jumătate de ani să stați împreună și jumătate de ani să fiți separați, probabil cu un copil mic pe atunci, nu? Da, avea 6 sau 7 ani când a plecat prima dată, dar nu... Nu venea acasă 6 luni, venea mai puțin și se întorcea și stătea iar 6 luni aici. Deci, foarte rar, nici nu știu dacă a stat vreodată 6 luni în România, între două plecări. A fost foarte greu, greu. Da. Timp de 5 ani s-a întâmplat lucrul acesta? 6. 6 ani? Da. Că ultima dată deja trebuia să așteptăm, ne așteptam actele să venim. Și cât a stat cel mai mult fără soț? Un an jumate. Un an și jumătate nu v-ați văzut soțul? Da. Și tu un an și jumătate nu ți-ai văzut tatăl? Exact. Vorbeam doar la telefon. Câți ani aveai? 10 ani, 11 ani? 11 ani? 11 ani. Și nu era greu? Ba da, cum să nu? În momentele importante, la serbări, la începutul de an școlar, tatăl nu era lângă tine. Exact. Vorbeam la telefon, dar vă dai seama că nu era exact la fel. Care a fost cel mai greu moment în acești 6 ani, când a fost mai mult singură? A fost greu când deja, deci în 96 deja lucrurile pentru mine personal, pentru meseria pe care o aveam, începuseră să meargă destul de greu. Nu mai era ce fusese înainte, imediat după Revoluție. Dumneavoastră ați fost artistă, ați cântat, da, nu? Da, da. Și România? Da, am cântat de la 19 ani. Wow! 20, cam așa. Până am plecat, până cu 2 zile înainte să plec. Și nu ați avut un regret că v-ați lăsat cariera ca să vă urmați, să vă urmați soțul pe un pământ străin? Nu. Nu? Am cântat destul. Da? Și aici am cântat destul, da. Deci ați continuat și aici? Am cântat și aici, da. Am cântat și aici. Dar dumneavoastră cum vă era să fiți departe de soție și de copil? Aveți un scop și putea să treceți mai ușor peste lucrul acesta? Peste greul acesta? Peste acest lips? Scopul era clar. Lucram foarte mult cât eram aici. Nu era internet să putem să ne vedem. Vorbeam la telefon. Poate că mie mi-a fost un pic mai ușor fiind foarte ocupat de dimineață până seara. Pentru Andrei probabil că a fost foarte greu. Unul dintre marile sacrificii. Acesta a fost, nu? Sigur. Văzând cazurile multor familii, durează cel puțin 10 ani până când într-adevăr te stabilești, să fii stabil, să ai o casă, să ai un serviciu care să te satisfacă. Deci cel puțin 10 ani, eu așa zic, de America, da, ca să fii bine. Ați plecat pe un tărâm străin și necunoscut, muncind total altceva decât făceați în România, doar ca să vă îndepliniți un vis. Și astăzi, la Visul Românesc Succes American, am în fața mea un om și o familie care
Mi-au spus că și-au îndeplinit visul. N-a fost ușor, a fost greu, dar într-un final, astăzi, când noi avem acest interviu, visul s-a îndeplinit. Știți cum se spune? În spatele unui bărbat de succes. Stă o femeie puternică. E adevărat, domnul Cornel? Da, mă uit tot timpul în spate. Foarte mărăzunsul. Mi-a plăcut asta. Soția și fiul l-au susținut necondiționat, iar asta s-a întâmplat și la locul de muncă. Au trecut 23 de ani de când a plecat din țară, dar poartă în suflet dorul de România. Și ca să fie mai aproape cu sufletul de țară, Cornel Costea a făcut un gest impresionant. A angajat în companie peste 90% români. Și ca un paradox al vieții, unul dintre șefii pe care i-a avut când a ajuns în America a devenit angajat în firmă. Am ajuns